4. A început partida dintre HM Constanța și Tatran Preșov. Partida Rancenco pentru Petro Cristopans. Aruncă gol pentru Preșov. Primul gol înscris de Tatran Preșov vine pe mâna acestui gigant leton Cristopans, un jucător tânăr de doar 20. Macedoneanului Peović. Și Toma, o fază extraordinară a Constanței, plecată de la mingea scoasă de Mihai Popescu și apoi a venit infiltrarea inteligentă a lui Toma pe semicerc. Iată și pasa perfectă a lui Șimicu și un gol care duce Constanța pentru prima oară în avantaj, 3-2. HM Tatra în minutul 7. Toma în extrema dreaptă, n-a ajuns mingea nici la el, nici la Buricea. Toma are un gol însă înscris din pivot. Acum Șimicu, Umet, din nou Șimicu, Ciutura, o depășire a lui Ciutura. Șimicu de pe picioare! Gol frumos reușit de Interul născut la Timișoara. Super fază creată de Ciutura. Iată momentul, pasă cu mâna stângă. A fost superioritatea în acea zonă. Au tras trei adversari. Din nou Umet, Cepreghi, Ciutura în inter stâng. Ciutura, Cepreghi are culoare și înscrie. Aceeași fază acum în partea stângă. Ciutura pătrunde, vin doi pe el și culoare libere pentru Interul care îl dublează. De această dată a fost Cepreghi. La o fază precedentă a fost Șimicu. Foarte bun jocul lui Ciutura. Se vede că e meseriaș, cum spuneau colegii săi. L-ați auzit pe Sundowski, alergare, apărare, stânga, dreapta. Am învățat, vorbeam cu el după meciul de aseară și îl felicitam pentru un jucător spectaculos de urmărit. Din păcate, Criciotoiu greșește. A văzut faza foarte bine, Ciutura, extraordinar, cine s-a repliat. Bătrânărul de 37 de ani al Constanței face risipă el de va arunca, energie. Nu, Criciotoiu, gol! Super final de repriză pentru HM, exact ce avea nevoie, un gol pe final. Să vedem în ultima secundă golul, da. S-au dus arbitrii la masa oficialilor, da, Sundowski are și el de ce să se bucure, să se sectorizeze, pentru că a suferit în ultimele 3-4 minute când Constanța a pierdut. Petro iese la combinație, Rabec, da. Acum de împing spre 6 metri, da. Corect, și a aruncat același Rabec, da, este cel mai bun om al lor la 9 metri, acest Rabec, alunecat Antal, da, este efectul ăsta de sauna aici în sala sportului din Constanța. Aerisirea nu există sau nu funcționează, este acum din nou Rachenko, Cristopan, Santul, Rabec se apără foarte sus, constanțenii. Sobol încearcă prin rapiditate, va fi amenințare, este amenințare de joc pasiv, însă ce aruncare găsește Cristopans. Bine că le găsește plasa mai rar, laterală. Dar da, foarte spectaculoasă. S-a lăsat puțin, Pope era și el acolo, dar n-a putut să scoată, a văzut târziu. 17-13. Jelidon întâlnește Murata Pașa din Turcia. În cealaltă semifinală, Zaiciar, Serbia contra lui Rostov pe Don Rusia. Bine, Cepreghi! Aruncare de pe picioare, l-a surprins pe Verchi. Și da, nu trebuie să fim previzibili, să aruncăm repede la poartă. 20-14. Un pas a făcut și a aruncat Cep. În 2009 Cepi s-a dus în dreapta apărării slovace. Cep liber, dar blochează de această dată portarul Krupa. Buzi scapă mingea, putem pleca pe contraatac, Dragicevic, Sabou, Umet, apără însă din nou portarul sârb, Svetislav Verkić, 31 de ani sârbul, ce intervenție a avut, poate o va avea Pope, nu, ia un gol ușor printre picioare. Da. Mihai Popescu, n-aveam nevoie de ratarea precedentă. E adevărat, Krupa a ieșit bine și a închis unghiurile ca un liliac, s-a desfăcut, ați văzut, Hume, o ratare spectaculoasă. Dacă ar fi apărat Pope la faza asta, nu mai conta. Ce bine jucăm și acest final de meci. Ciutura, super, sub transversală. Da, e meseria Ciutura. E prieten cu suporterii constanțeni și a câștigat respectul publicului prin evoluția sa strălucitoare în această partidă. Foarte multă diferență. Și a făcut loc cu umărul. Până la urmă i s-a dat 7 metri lui Guzi. A stat bine Bogdan Crăciotoi în fața sa. 7 metri pentru Tatran Preșov. Iată momentul în care se putea da și forțar la această fază, dar nu mai contează. Să ne bucurăm și de handbal și de fazele create de
Hrâțca aruncă și înscrie. Bolt, bară, gol și puțin noroc la această fază. Merge pentru a șaptea oară în grupele Ligii Campionilor. Cepreghi, umet o depășire, Ciutura cu o pasă pentru Sadoveac, înscrie și el. Tot pasa decisivă venind de la Ciutura, pase decisive, siguranță poate mai mult echipa Constanței, Fume cât pe aici să-l tamponeze mai tare pe Gruzi. Sobol, Gruzi, Croc, succesivă, Hârsca, gol. Și eliminare la noi, da. Marius Sadoveac l-a lovit pe Croc. Sundowski spune că n-ar fi trebuit să mai intre în adversarul său. Iată, am trecut de ora 22 cu această partidă. O altă transmisiune în direct va fi pe DigiSport 1, așa cum v-am obișnuit. La știrile DigiSport veți vedea, veți avea reacții de aici, de la Constanța. Liga Campionilor Velux Champions League pentru băieții începe. Campionul sârb Ume pasă pe partea opusă la Sabău, gol pe col cu scurt, ultimul gol superb înscris și de Alex Sabău. S-a terminat partida, superb, 26-21. HM Constanța învins pe Tata Preșov, campioana României se duce unde este locul, în grupele principale ale Ligii Campionilor.